După discuțiile în care Nicolae Ciucă nu a obținut nimic nici de la PSD, nici de la USR, Florin Câțu le-a cerut celor două formațiuni să susțină guvernul minoritar PNL-UDMR. Câțu spune că dacă USR susține acum guvernul, mai discută din primăvară pentru eventuală revenire a oamenilor lui Cioloș la guvernare. Florin Câțu a intrat în jocul PSD. Premierul interimar și șeful PNL a anunțat că dacă nu trece nici guvernul Nicolae Ciucă, atunci alegerile anticipate sunt aproape inevitabile, adică exact ce voia Marcel Ciolacu. Decizia sau responsabilitatea pentru a depăși criza politică din România este la USR și la PSD. Ei sunt cei care trebuie să le arate românilor dacă vor să trecem pe această perioadă sau nu. Există o alternativă pe care nu și-o dorește nimeni, dar este o alternativă reală. Dacă acest guvern trece, nu putem să evităm alegerile anticipate. Cu toate astea, Florin Câțu nu renunță la guvernul minoritar PNL-UDMR și nu primește USR la guvernare. PSD a zis tot timpul că nu vrea la guvernare, deci n-a existat niciun argument ca PSD să vină cu această cerință. Iar cei la USR au plecat la guvernare, acum o lună de zile. Soluția astăzi este acest guvern minoritar, condus de domnul Nicolae Ciucă și să trecem peste această perioadă dificilă, această iarnă. Responsabilitatea trecerii României cu un guvern interimar, cu într-o perioadă dificilă, este acel de USR și PSD. Dacă ei doresc acest lucru, doresc alegeri anticipate, să le spună românilor că asta este ce doresc, și atunci se va întâmpla. Iar despre solicitările PSD-iștilor în schimbul susținerii guvernului Ciucă, Florin Câțu spune că sunt neserioase. PSD a spus de nenumărate ori și chiar în ultimele zile când au fost desemnările pentru premier că nu vrea la guvernare. Eu nu cred că românii se uită la reprezentanți politici și pot să ia în serios pe unii care acum o zi spun că nu vor la guvernare, dar acum vor la guvernare. Domnul prim-ministru desemnat Nicolae Ciucă a primit o listă de măsuri pe care cei de la PSD le-ar vedea importante în perioada următoare. Sunt acolo lucruri pe care și noi le-am făcut și cu care putem să fim de acord, dar aș vrea să știe toți românii că nu este o listă foarte serioasă, pentru că impactul bugetar al acelor liste, al acelor măsuri, este de 96 de miliarde de lei anul viitor. Asta înseamnă aproape 10% din PIB.